Aparte talinoi în cazul Raisei, fetița care a fost lovită mortal pe trecerea de pieton de un polițist. Martorul cheie, care a văzut întreaga scenă tragică, nu mai vrea acum să coopereze cu autoritățile. Femeia se afla la volanul mașinii care circula chiar în spatele polițistului vinovat. Momentul accidentului a fost surprins pe camera de bord, dar martorul, care a fost audiat astăzi, a spus că a șters imaginile. Specialiștii încearcă acum să recupereze filmările de pe camera de bord. Ia uitați aici pe la minorului. Acestea sunt imaginile surprinse imediat după ce Raisa și Marina au fost lovite pe trecerea de pietoni. Câteva minute dintr-o filmare care a surprins aproape întreaga scenă au dispărut. Nici măcar procurorii nu l-au văzut, cu toate că cea care le deținea i-a anunțat pe anchetator că le pune la dispoziție. A fost printre primele mașini, dacă nu chiar prima mașină care a surprins accidentul de circulație produs cu mașina poliției, și atunci ștergerea acestor imagini de pe camera de bord, din punctul meu de vedere, poate fi încadrată ca fiind și infracțiune. Martorul a avut o atitudine extrem de ostilă, atât împotriva noastră, în calitate de apărători a părții vătămate, dar și împotriva anchetatorilor. Declarația femeii, care azi a fost audiată, nu a reușit să ajute ancheta cu nimic. E clar că toate lucrurile ce țineau de ceea ce spusese martorul inițial că a surprins pe camera respectivă nu vor fi aflate niciodată și filmările se vor fi pierdut deja. Înainte să plece de la audier, martorul cheie a lăsat la sediul poliției camera de bord. Specialiștii încearcă să salveze imaginile, dar spun că sunt șanse mici să reușească. Pe data de 13 ianuarie, Raisa a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pieton de un polițist. Și prietena ei, Marina, a fost lovită și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma acestui accident a început o anchetă lungă și anevoioasă. Martorii l-au acuzat pe polițistul vinovat că a circulat cu viteză și nu a fost atent la drum. Mai mult, după incident, oamenii spuneau că bărbatul nici măcar nu a încercat să le ajute pe victime. Familia fetelor a cerut despăgubiri. Părinții Raisei vor să primească 6 milioane de euro, iar ai Marinei 1 milion de euro. Însă, până când toate aceste probleme se vor rezolva, polițistul care a provocat accidentul încă este în libertate.